și în cerul. Sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Îți mulțumim din inimă, Sfinte Tată, ai făcut posibil întâlnirea noastră în acest locaș frumos. Te rog să binecuvintezi Casa de Cultură și strângerea noastră în acest loc, Doamne. Îți mulțumim de fiecare frate și soră de prieteni. În mod deosebit îți mulțumim că ai îngăduit să ajungă cu speranța sănătos și bine în capne. Te rog, binecuvântă slujirea lor în acest loc, Doamne, și prin mesajul cântărilor, a vestirii Evangheliei, Doamne, te rog să atingi inimile fiecăruia. Doamne Dumnezeule, în acest loc avem nevoie de iertare fiecare dintre noi. Te rog, Doamne, prin Duhul Sfânt, Tău cel Sfânt, te rog să te atingi. Și aici unde sunt inimi sfâșiate de păcate, rog, eliberează-le, Doamne. Și fă ca Duhul Tău să aducă siguranța iertării prin Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumesc pentru fratele păstor Gabi Zăcrean. Te rog să-i dai ușă de cuvânt pentru noi. Și fă, Doamne, ca mesajul Evangheliei să aducă lumină pentru cei care sunt încă în confuzie. Să aducă, Doamne, siguranța iertării și siguranța mântuirii pentru cei care sunt descurajați. Tată drag din ceruri, te rog să însoțești cuvântul Tău cu nămăduiri, minuni și semne. Fă, Doamne, ca bolnavii să găsească vindecarea trupurilor lor în locul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru domnul primar care te gânduit să fie încă în slujba de conducere a orașului Cafnic. Te rog să-i dai înțelepciune, să binecuvintezi consilierii și echipa care ai pus-o în jurul lui. Te rog, binecuvântă succes cu succes mandatul acesta, Doamne, și viitorul orașului Cafnic este în mâinile Tale, de aceea te rugăm, binecuvintează Tu, Doamne. Te rog să ferești de orice atac străin această localitate de calamități naturale. Te rog să binecuvintezi din punct de vedere economic și spiritual Cafnicul, Doamne, și oamenii să găsească în mâna Ta binecuvântarea. Ne punem cu tot ce avem în mâinile Tale și te rugăm, Doamne, numele Tău să fie înălțat la această închinare, la această slujbă. Amin.